De, eu cred că voința liberă este înțeleasă greșit. În sensul că voința liberă, unii zic, nu sunt liber dacă nu pot să aleg și binele și rău. Întrebarea, Dumnezeu e liber? Dumnezeu este cea mai liberă ființă din univers și El nu poate să facă rău. El nu poate să facă rău. În cer, o să putem face rău? Suntem liberi în cer? Atunci suntem cel mai liberi. Adam a avut o voință liberă cum nu mai are nimeni. Adam a avut o voință liberă într-adevăr, care nu era predispusă spre rău, dar avea ambele variante. Dar asta a fost cusurul pe care l-a avut el. Ei, noi nu o să mai avem. Noi cu cât progresăm și ajungem în împărăția lui Dumnezeu, libertatea noastră va fi, nu așa ne-am simțit liber. Bă, nu mai tot simt firea asta în mine și virusul ăsta care lucrează în mine. Vreau să mă eliberez de firea asta, nu? Aia e libertatea. Libertatea nu-i... Corect. Întuneric se face când Dumnezeu se retrage. Deci în cer o să fim liberi cu adevărat, ca Hristos, fără posibilitatea de a mai face rău. O să ai liber voință în cer, frate?